în această seară la Copiii Spun. Marius ne spune cum să stăm. Stai așa. Și cum să dansăm. Ne corectează. Nu mă mai îmbeci și pui în coteț. Asta ar fi culmea. Și iarăși dansează. Apoi vă aștept la mega concursul Preț de Oșan. Vor ghici oare Nicolas și Alexandra prețul corect? Bucurați-vă de Copiii Spun! Zi-mi, te rog frumos, tu ești celebru sau ai vrea să devii celebru? Aș vrea să devin celebru pe TikTok. De ce? Pentru că îmi place. Ce-ți place? Îmi place cum dansăm. Cine dansează? La TikTok. Păi m-am uitat pe YouTube și am văzut niște femei și niște bărbați care fac TikTok, dar să știi că clar îmi place TikTok-ul. Mi-mi place să dansez. Ia arată-mi două din figurile tale, te rog frumos, așa? Așa, de sus, ia. Bine. Așa. Acum învață-mă și pe mine. Deci. Trebuie să faci așa cu mâinile. După aia? Ridică-le așa. Da. Apoi fă din nou așa și scutură-le. Apoi fă-le așa pe spate. Vai, ce m-a consumat. Deci foarte bun dansator. Nu cred. Serios? Pe bune? Da, dacă îți spun eu. Eu clar sunt. Cred că clar sunt. Ești cred... făcut pentru asta? Da, sunt făcut pentru dans. Exact. Nu vine să cred. Da, să zic ceva ce am acasă. Ce? Am acasă două gantele, că acum sunt ușoare pentru mine. Pentru că ai progresat, nu? Da. Și la dans poți dar progresa. Acum trebuie să le ridic pe amândouă. Mamă, ce greu e. Grijă să nu facem vreo ruptură de mușchi. Băi, ruptură? Da. Păi eu am grijă, să știi. Stai grijă. Fii atent. Da. Că poți deveni celebru prin dansul tău. Dansul. Pe mic moc ăsta, de ziceai. Dar stați puțin, vreau să zic ceva, Virgil. Zii, te rog frumos. Eu aș vrea să dansez rock. Dar nu știi. Păi, nu, de fapt, da, aș vrea să cânt rock. Dar știi vreo piesă? Metallica. Dar ia, nu, ia. Nu vreau să o cânt. Dar nu trebuie să o cânti, dacă la ce o cânti de obicei? Aș vrea să o cânt la chitară. Dar nu spune că faci și chitară. Păi nu fac chitară, dar aș vrea. Oricum, să știi că am la mamaia mea în Beci, am o chitară care mamaia în care mergem noi mereu acolo. Da. Și cânt la chitară și mamaia mea zice că cânt foarte frumos. Dar de ce o țineți în Beci pe mamaia? Ce zis? De ce o țineți în Beci pe mamaia? Nu țin în Beci, merge. Păi, la Beci. Păi nu merg la nu țin. Vrea și ea să stai așa, normal. Stai așa. Stai puțin. Vreau să zic ceva. Stai puțin. Să trească în casă. Stai puțin, Virgil. Eu merg, eu mama ta în casă ca oamenii. Stai puțin. Vreau să zic ceva. Eu merg cu mama în Beci și de obicei mama merge în Beci ca să ia roșii din alea așa ca castraveți. De asta zic, n-ar trebui să țineți. Dar nu o țin în Beci, este în casă. Are și ea casa ei, dar mergem în Beci ca să ia mâncare. Și nu vă e frig acolo să stați în Beci toată ziua cu roșiile, cu astea? Că nu e acolo stă omul. Omul stă în living, în dormitor. Adică păi, să stați toată și noapte în stați în Beci? Nu zi și noapte stăm în Beci. Dormim în casă, dar noi zi și noapte. Numai ziua stați în Beci. Nu, numai noi zi și noapte. Și vă luați ceva pe voi să nu trășiți? Stai așa. Dar noi zi și noapte mergem la în Beci ca să luăm mâncare, să luăm castraveți murați, să luăm roșii, să luăm... Șonc aveți? Nu prea dacă avem. Cârnați, cred că avem, nu știu. Dar mama mea ieri a făcut niște cârnați buni. Tot în Beci?
Nu, păi ea locuiește la bloc. În cramă. Păi nu, am două case. La țară, adică la mamaie, și aici la bloc. Și adică să-i construiești și mamaie totuși o casă pe nu-i deasupra. Nu-i construi. Deasupra, știi? Nu-i construiesc. Să nu mai stea săraca la frig acolo. Păi stai puțin, mă. Nu stă în beci, stă în casă, dar noi mergem în beci. Când vine la voi, stă în casă și frumos că o primiți, că totuși e bunica ta, nu? E normal să stea păi, în casă. Păi stai puțin, eu odată când eram la mamaie, am ajutat-o puțin. Bravo, bine că ne-ai ajutat-o mult, după aia se simțea. Dar ea are pensie? Are pensie. Are pensie, dar odată să știi că Clara am ajutat-o un pic mai mult. Așa. Și de fapt... Eu voiam să o ajut la pui. Păi ce să fac? Înainte primăvara aveam niște pui. Da? Aveam și niște pui? Păi aveam niște pui măricei. Aveam niște pui măricei și cum îi zice? Eu când i-am băgat în coteț noaptea, am mamaia în beci și pui în coteț. Hai, zi, continuă, că nu... Păi stai, nu mamaia în beci și pui în coteț, că asta ar fi culmea. Păi da, vezi? Păi stai puțin. De-asta zic, trebuie să-i faceți. Păi noaptea... Ea are casă. Cine? Puiul? Mamaia, mamaia are. Păi da, ai trecut la pui, ce treabă are mamaia cu coteț? Nu spune că o bagi în coteț pe mamaia, că mă supăr. Păi nu o bag în coteț. A, doamne. O țineți în beci. Bine. Și pui? Pui? Îi bag în coteț. De noaptea, ce? Păi pentru că noaptea trebuie să doarmă, să doarmă pe chestia aia, să le fie fric. Păi în coteț, mă, ție ți-ar conveni să stai în coteț? De ce nu-i țineți în dormitor? Pentru că pui n-au dormitor. Pe asta zic, oferiți-le un loc. Stai puțin. De somn, de... Stai puțin, dar pui au pat, un pat făcut de fân, dar să știi că nu îi deranjează, nu zic piu, 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 piu. Când așa comunicăm? Păi nu mor pentru... Dar oricum, cotețul puilor este casa lor. Bun, dar tu ce-ți place să mănânci ție? Îmi place să mănânc cartofi prăjiți. Cu? Cu ketchup. Și cu mai ce? Cu muștar, dar eu vreau din ăla de la bunica. Aha, și da, de exemplu, ce cărniță îți place să mănânci? Ce cărniță îmi place? Da. Eu aș vrea, mie-mi place... Carne de... Mie îmi place să mănânc copănel. Ah, copănel? De pui? De pui, da. Deci cum mă, tu mănânci pui ăia? Păi nu, nu-i tai. Păi... Ai, mănânci întregi cruzi, așa? Nu-i mănânc întreg... Stai puțin. Nu e omor săraci, Nu. Mamaia... Ai, arunci direct în ulei, așa? Nu. Mamaie face altcumva pui, nu face din pui noștri, că Doamne ferește, noi îi ținem ca să avem grijă. Ai, seculare, adică ea are de când era tânără pui. Păi stai puțin. Sau nu, cred că îi taie... păi stai puțin, eu știu ceva. La iarnă, când devin găină, taie găinile. Nu, tai găinile. Nu taie porcul de Crăciun? Tai găinile de Crăciun? Păi ce obicei e ăsta? Nu avem porc. Aveam odată aveam un porc pe nume Ghiță, dar era năzdrăvan și a fugit din coteț. Da? Și să știi că cred că o bătea pe mătușa mea. Porcul? Ce da. Porc? Păi stai mă că am avut odată porc, dar nu-l mai avem, l-am dus undeva. Dar cum ajungea porcul până sub acolo, până la... Păi n-ajungea, păi nu știu, cum a ieșit acolo. Nu știu cum a ieșit, pentru că, dar oricum e frică de ăla, că ăla sincer să fiu te bate. Porcul? Păi era mare. Da, nu era așa. Și unde a ajuns? A ajuns la abator, unde a ajuns? Nu, am un cățel la țară pe care îl cheamă Spike. Are un și cu ăla când îl tăiați? Nu îl tăiem, înțelegi? A, dar ce faceți? Ce facem cu el? Da. Îl scoatem la plimbare. De fapt, nu, îl scoatem pe aici, pe lângă gard. Pentru că, dar nu. Dar odată l-am scos pe la stradă. Mm-hmm. Dar stai să spun ceva. Ia. Zi. Odată m-am plimbat cu un ATV. Asta ce e, animal? Nu e niciun animal, e un fel de motocicletă. Păi și care e chestia? Care e chestia? E ca un fel de mașină, doar n-are acoperiș. ATV! Ce te uiți la... Da, știu, nu, nu TV, mă! Când te uiți la TV, ATV! Când te minunezi că te uiți la TV, ATV! ATV!
ATV, nu TV, ATV. E ATV, adică e împotriva TV-ului cumva. Bă, stai puțin, nu mă uit la TV. Este un fel de motocicletă, dar, dar este mai diferit. Pentru că suntem tot în domeniu. Ghiță ăsta, porcul, bătăuș. Da? Cum bate? Adică, păi nu, ce bate? Stai puțin, nu bate. Dar, dar ce scuip în jură, ce face? Nu în jură. Păi de unde știi că nu jură? Porcii nu vorbesc. Deci vorbește frumos. Dă cu mâna? Nu dă. Lovește cu mâna? Nu. Nu lovește cu vorbește mâna. Vorbește frumos? Înjură? Nu înjură. Deci se poartă frumos, e civilizat. Stai puțin, păi nu ne omoară, dar nu știu de ce e frică mamei mele de ghiță ăla, că e cam uriaș. E frică. Săracu, ea are o problemă. Săracu, porc e civilizat. Păi stai puțin, nu e civilizat, că poate, că, nu știu, poate o bătea pe mătușa mea. Nu știu ce făgea. Un porc care bate s-ar putea să nu fie animalul. Păi ba, e animal. Bine, fii atent. Ascultă-mă puțin. Vreau să te întreb, să aflu ce fac părinții tăi, cu ce se ocupă? Cu părinții mei se ocupă cu istoria, adică sunt la o școală, da, în care părinții mei fac istorie, dar să știi că la mama mea nu au școală, au serviciu. Deci merg la serviciu, nu la școală. Să știi că mama mea are două servicii, da, de balet și de istorie. Păi acum îmi dau seama de unde ești tu talentat. Nu la sunt, istorie. Nu sunt talentat la istorie. Păi te-am văzut cum, pardon, la dans. La dans? Păi de unde crezi că vine? Nu sunt coleg. Talent, l-ai luat de la mama ta, l-ai împrumutat talentul. Nu l-am împrumutat, nu știu cum s-a întâmplat de să am talent. Nu știam dacă am talent. E, uite, ia. Mamă, sunt dați. Și cu stânga face la fel. De bun. Nu de la mama... Nu mama ta te-a învățat? Nu, pe pune, nu știu, s-a nimerit să reușesc. Incredibil. Ai în tine treaba asta. Da, și eu mereu... Da? Eu mereu filmez pe telefonul mamei dansuri, că vreau să mă duc la un concert să devin vedetă. Ce înseamnă vedetă? Celebritate sau ce vrei? Păi, vedetă înseamnă o pricepătoare. O pricepătoare, adică să te pricep la dans, să te pricep la TikTok, să te pricep la gătit, să te pricep la spital. La toate poți să te pricepi. Și dacă ești cea mai bună, înseamnă că ești vedetă. Și tu ești pricepător așa, adică poți să... Nu credeam. Măi, nu credeai. Pentru că ești un tip modest și nu ești conștient de valoarea ta. Da. Senzațional. Dar eu așa cum... Mă mișc eu așa. Sunt pricepător? Poți să te miști așa. Sunt bun? Am talent? Cred că ai un pic de talent, doar trebuie să mai exersezi. Ok, o să mai exersez. Ce vreau să te întreb? Tu ești un tip religios? Religios? Adică crezi în Dumnezeu? Da. Dar aș vrea să-mi pun tatuaje din alea pentru un timp. Cred în Dumnezeu, dar vreau să-mi pun tatuaje din alea pentru un timp. Dar să le țin pentru... Ce tatuaje? Cu ce? Cu, de exemplu, cu rock. Aha. Și asta face parte din credința ta, sau? Aș vrea să fac... Da, cred în Dumnezeu. Aoleu, scuze. Ia. Să știi că eu beau și apă minerală, dacă îți vine să crezi. Hai, da. De munte sau de câmpie? Oricum, stai puțin. De izvor. Hai, nu mă nebuni. Dar bere, nu bei? Nu beau, că... Doamne, bere, nu beau. Pentru că e... nimeni, și dacă ești mare, n-ar trebui să bei bere, pentru că ea te distruge la inimă. Fii atent. Da. Aș vrea să ne uităm frumos la cameră. Uite unde e. Uite. Uite, dar sunt două. Uite, te uiți la domnul de acolo, da, mai în vârstă, știi? Da. Cel mai trecut așa de stă cu bastonul. Te uiți la el. Da. Și transmiți un mesaj
celor care beau prea multă băutură. Oameni buni, dacă țineți la sănătate, că nu știu ce... Stai puțin. Oameni buni, țineți la sănătate, vă rog. Nu sunteți bețivi din ăia care să beți mult. Țineți, vă rog, la sănătatea voastră. Viața e mai frumoasă. Țineți, nu beți bere, nu beți băuturi periculoase, nu beți nimic. Trebuie doar să bem apă, că ea e cea mai sănătoasă. Vă rog să nu beți atât de mult. E bine, nu chiar să nu bem deloc suc, dar să bem mai puțin așa. Nici vin din ăla periculos, cu colorant, cu color, adică cu colorant alimentar. Trebuie să ne ținem sănătatea, oameni buni. Bravo! Este cel mai bun mesaj împotriva lucrurilor nesănătoase. Bravo! Și pentru asta mereți și tu un premiu de la Acadica. Bine, hai să vedem ce nimerești. Aolo! Acum și tu. Stai așa. Vezi că premiul pe care îl câștigi tu îl câștigă și cineva de acasă, da? Da. Care ne-a urmărit. Da. Hoverboard! Exact, da! Ce ți-ai dorit! Da! Rămâneți cu noi! Urmează La Copiii Spun. Din păcate, trebuie să vă spun că este răspunsul corect! Bună seara tuturor! Bine ați venit la emisiunea Concurs Preț de Oșan. Concurenții de astăzi sunt, te rog frumos, Alexandra sigur, și Nicolas. Și Nicolas. Da, ce trebuie voi să faceți și vreau să vă explic tuturor. Trebuie să ghiciți produsul potrivit unui alt produs ca valoare. O să înțelegeți imediat despre ce este vorba. Avem și un asistent aici, David. El este David, asistentul meu de astăzi. Salut, David! Bună! Bine ai revenit printre noi. Și acum eu zic că putem să începem cu primul produs. Prezentăm primul produs. David, primul produs, te rog. Bineînțeles, avem premii pentru fiecare întrebare. Dacă ați răspuns corect, cine răspunde corect primește câte un premiu. Da? Bine, sunteți gata? Da. Da. Bine, acesta este primul produs. Îl vedeți? Da? Ce este acest avocado? Un ananas. E ananas, nu e avocado. Ce este? Un ananas. Un ananas. Bun, acum, întrebarea din concurs este următoarea. Da. Acest ananas cât valorează? Cât? 10 legături de ceapă sau 5 kg de banane sau un ananas? Zi. 13 lei și 6 bani. Tu ce zici? 5 kg de banane. Răspuns greșit. Avem 3 variante. Deci un ananas valorează cât 10 legături de ceapă, cât 5 kg de banane sau cât un ananas? Un ananas. Deci, un ananas. Un ananas. Răspuns corect. La ananas. Un joc, nu te supăra, frate. Ia uite-l aici. Ți-l pun aici. Întrebarea a doua. Da? Produsul al doilea. Da? Îl puteți vedea și recunoașteți acest produs. E un blender. Te rog frumos. Nu știu ce e. Nu știi ce? Bun. Tu zici că este un blender. Eu vă spun. Și ce se face cu ăsta? Se pasează fructe ca să se facă o milkshake. O chestie de-aia care se învârte repede, repede și face piureul. A, face piureul. De făcut piure. Acum, acest produs, da? Sau una facială. Valorează cât? 36 de ouă de ciocolată, 50 de ouă de ciocolată sau 10 ouă de ciocolată? Tu ce zici? 36 răspuns corect și ai câștigat, uite, setul ăsta de karaoke. Wow, karaoke. A? Îți place? Bun. Următorul produs, te rog frumos, David. Mulțumesc. Ce este acest produs? O chestie să țină bebelușii acolo. Nu știu ce e. Ce este o oliță. O oliță, zici tu? Da. La ce folosește olița? Nu, cred că e un scaun. Un scaun pentru bebeluși mici. Este un scaun pentru bebeluși în care se facă baie. Bun. Acest scaun
pentru băiță, da? Valorează cât? Atenție, e un premiu foarte fain. Atenție, 54 de rațe de baie, 2000 de scutece sau 20 de suzete? 20 de suzete. Tu ce zici? Cu rață. Cu rațele? Tu până la urmă? Rațe. Tot rațe ca și ea? Da. Răspuns corect! Ce ați câștigat? Fii atent ce ai... Fii atent ce ați câștigat. Ce ați câștigat? Chitară. Chitară și pian. O să am premiu și... chitară. Am și pian. Mamă, dar am și pian. Perfect, o să am da? Numai ce instrumente zici? Muzicale în casă. Bravo. Și mai avem, atenție, următorul premiu. O chestie pentru făcut brioșe. Ce este acest premiu? Un biberon. Produs. Un biberon. O chestie pentru făcut brioșe. Un biberon. Atenție la întrebare. Este o seringă pentru ornat, da? Da. Când faci prăjituri, să faci forme, să nu știu ce, și poate și brioșe cu brioșe. Da. Atenție! Cât valorează un ornament Lego, 3 kg făină sau 25 de kg de bomboane? 25 de kg de bomboane. Tu? Bomboane. 25 de kg de bomboane? Da. Sigur? Da. Și acum trebuie să aflăm cine a dat răspunsul. Hai că ne punem... Era cel care am zis... Răspuns! Corect! Felicitări! Set de Lego. Acum, următorul produs, te rog frumos, David. Ce chestia? Hai să vedem ce este acest produs. Îl vezi? Și tati a avut un design ăsta. Este un furtun. Un furtun. Are și formă de furtun. Tu ce zici că este? O chestie pentru lumini. Tu te apropii și ce se face cu ăsta? Eu știu ce se dă apă luminoasă. Pe la mașina. Cred că este un aspirator multifuncțional. Adică mă gândesc că e un aspirator sau un furtun. Acum, atenție, e important. Deci acest aspirator, acest produs, valorează cât? 235 de kg de plastelină, 9,5 kg plastelină sau 500 de kg de plastelină? 500 de kg plastelină. Sunteți siguri că ăsta e răspunsul? 9,5. Tu ce zici? Eu cred că 9,5. Ambii ați răspuns 9,5. Din păcate, trebuie să vă spun că este răspunsul corect! Dar știți ce ați primit? Ce? Un kit de design tricouri. Ia uite! Ce te bucuri și tu, ha? Tricouri colorate. A, bine. Șampanie? A, da. Acum, deci asta e șampanie, da? Ce fel de șampanie? Pentru copii. Pentru copii. Pentru copii. Da. Următorul produs este șampania, care valorează, atenție, 30 de artificii, 250 de baloane sau 10 pahare de șampanie? 10 pahare de șampanie. Tu? 10 pahare de șampanie. Răspuns corect! Și ați primit un set party, adică unde sunt sânse? Ah, aici! Este un set pentru party, cu baloane, cu plastilină de jucat, cu coifuri de-alea noi. Wow! Uite și setul tău. Perfect! Wow. Așa! Felicitări! Wow. Bravo, le-ați câștigat pe toate, iar acum vine un moment foarte important pentru... Mulțumesc, David, ai fost impecabil. Acum, fiecare dintre voi, pentru că suntem într-o perioadă frumoasă de sărbători, așa cum ne place nouă să primim daruri, așa și noi ar trebui să facem câte un dar, da? Uite, să știți că sunt niște copii care n-au posibilitățile noastre și aș vrea să trimitem un cadou către Asociația Vera, care se ocupă de acești copii, și să dăruiți voi, din premiile voastre, un singur dar acelor copii. Pe care îl alegeți voi? Pe care vrei tu să-l dai dintre toate astea? Ai setul de party, ai... nu te supăra, frate? Îl dai pe ăla? Da. Bine, uite, el a dăruit acestor copii să se joace un nu te supăra, frate. Tu ce premiu dai dintre toate? Tot nu te supăra, frate, pentru că îmi plac foarte mult copii care se joacă împreună. Foarte bine, o să le prindă bine. Uite, două jocuri, că ei sunt mai mulți. Două jocuri nu te supăra, frate, pentru copii și vă mulțumesc pentru că ați dat dovadă că sunteți niște copii buni și darnici. Așa? Și? Aș vrea să veniți toți trei în față. Stimat asistent, te rog, vino. Mulțumesc că ai fost foarte prompt, m-ai ajutat foarte mult, chiar și când nu te-am rugat. Veniți încoace și hai să le urăm
Sărbători fericite celor care ne-au urmărit. Vă mulțumim frumos! Sărbători fericite! Sărbători fericite! Sărbători fericite! Mulțumim și pentru această seară. Vă reamintesc că vă puteți abona pe canalul de YouTube Virgilianțu, acolo găsiți emisiunile și dați like la paginile Copiii Spun de pe Insta și de pe Facebook. Vă așteptăm data viitoare la Copiii Spun. Ciao, seară faină! Data viitoare la Copiii Spun. Pentru ce strângi bani? Mașini. Ce mașină vrei să-ți iei? Bugatti. Asta este o mașinărie care face carne. Care face carne din nimic. Păi face carne din nimic? Nu face carne din nimic.